Bine v-am găsit! Așa cum a rămas de la ultimul clip, astăzi o să vorbim despre ce facem noi după ce altoim primăvara. În perioadele astea de călduri excesive, inclusiv noaptea, nu recomand să se facă altoirile în verde. Se pot face altoirile în perioade în care nu sunt atât de multe zile consecutiv cu călduri excesive. În momentul ăsta puteți vedea pe canalul meu cum se procedează pentru a altoi în verde și astăzi o să vorbim despre ce facem după ce altoim. E bine, imediat după altoire, în momentul în care încep să se dezvolte lăstarii, în funcție de tipul de altoire, se procedează, să zicem, diferit. Dar principiul de bază este cam același. Indiferent de tipul de altoire din primăvară cu ramură atașată sau cu mugure plecând, principiile sunt la fel. Astăzi suntem în 2 iulie. Există posibilitatea de a îndepărta acea bandă, doar că trebuie să ținem cont de un singur aspect. Dacă lăsăm banda, dacă dezvoltarea de fapt din portaltoi este destul de puternică și se dezvoltă lăstarii din altoi, există posibilitatea ca la un moment dat să stranguleze banda zona de îmbinare, pentru că în momentul în care altoim, după cum bine știți, trebuie să bandajăm zona respectivă pentru a nu intra aerul și a nu oxida partenerii. Astfel, în momentul în care se dezvoltă portaltoiul, implicit altoiul, ambii parteneri se îngroașă, fiind zona benzii acolo, nu se pot dezvolta pentru că se strangulează la un moment dat. Această strangulare poate să țină și un an de zile, dezvoltarea nu este foarte împiedicată, doar că există un avantaj și dezavantaj. Avantajul la strangulare este că se pot dezvolta muguri de rod din primul an. Dacă, de exemplu, lăsăm banda timp de un an de zile și o dăm în primăvară, de exemplu, ca și avantaj, se vor forma muguri de rod pe lăstarii dezvoltați din altoi. Ca și dezavantaj, pentru că circulația sevei nu mai are loc chiar atât de bine, există posibilitatea ca din portal 2 să se dezvolte alți lăstari. E bine, eu sunt de părere că ar trebui să dăm banda jos și să fim atenți ce se întâmplă dacă dăm banda jos. În funcție de cât se dezvoltă altoi, există posibilitatea desprinderii în cazul în care ei sunt foarte bine dezvoltați. Așa că imediat după ce dăm banda jos, ar trebui să scurtăm lăstarii dezvoltați din ramura detașată. Un exemplu pe care îl voi face astăzi, îl voi face la măr și împreună cu voi o să facem o demonstrație și la vișini, ca să avem un exemplu de sâmburoase și de semințoase. Avem punctul de altoire, aceasta este ramura, cu doi muguri, după cum se observă. Altoirea asta am filmat-o, așa că dacă doriți să vedeți cum am făcut-o, dați la clipurile din primăvară și o să vedeți despre ce este vorba acum și cum se altoiește, cum altoiesc eu de fapt. După cum vedeți, a avut loc puțină strangulare. Ce s-a întâmplat aici? Au dat câțiva lăstari din portaltoi pe care i-am executat în timpul. Acesta este soiul Idared. Îl agățăm aici, mai sus. Avem două șarpante. Ce putem să facem din aceste două șarpante? Să păstrăm unul, să renunțăm la celălalt, la inel. Acum sau în primăvară. Nu mai reprezintă pentru el un pericol de desprindere de la punctul de altoire. Altoirea este perfectă, dar o să scurtez din el. Să vedem ce s-a întâmplat și aici.
Unii nu recomandă să se taie cu griceagul sau cu cuțitul sau cu lama longitudinal, dar dacă pomul este sănătos, va calusa în continuare și nu va reprezenta nicio problemă. Punctul de altuire este perfect și aici. Soiul, am băgat etichetele astea aproape de pământ pentru că am avut căței pe aici și rodeau la etichete. Acesta este Fuji. Pot să pun eticheta pentru că au plecat căței. La noi stăpâni. O să mut camera în partea asta la altă. Iar aici am avut probleme căței de iad terier. Uitați aici. Am avut un lăstar din portaltoi. Căței de iad terier, așa cum v-am spus ceva mai devreme, au uros până și altoiul. Acesta este al doilea mugure, cel de rezervă din care a dat. De asta este mai puțin dezvoltat decât acesta. Au uros aici, dau rubara. Și calusarea este perfectă. Dacă încercați altoirile și sunteți începători, încercați cu sâmburoase, în special la măr, acesta prinde din aproape orice poziție. Când vă dați mâna la sâmburoase, e ceva mai complicat, prinde mai rar. De asta o să facem, după ce dau banda jos de aici, o să mergem și la un vișin. Din momentul ăsta nu mai este nicio problemă, el se va dezvolta. Acesta de lângă este sălbatic. Ăștia alți trei s-au dezvoltat extraordinar de bine. Pentru siguranța voastră, după ce dați benzile jos, ciupiți lăstarii ca greutatea să nu tindă să dezlipească de la punctul de altoire. Aici am o volbură nenorocită care s-a împletit pe lăstar. Așadar, de aici tai mai mult, de aici mai puțin, pentru că am doi lăstari. Liviu, pentru că sunt pomii lui, acum o să renunțe el dacă vrea la lăstarul ăsta și nu vrea să plece corana de jos, așa cum pleacă de la mine toți pomii. Adică, practic, nu am trunchi. Acum mergem la vișin. Aceștia sunt. Tot ramura detașată am făcut și aici. Aici am lăsat 3 muguri, 3 muguri s-au dezvoltat. Deci, la fel ca și la măr, procedez la fel. O să observăm aici că nu prea are loc calusarea chiar așa ca și la. Aici o despicătură și, cum v-am spus mai devreme, la măr, la sâmburoase e puțin mai complicat. Nu calusează la fel de bine ca și la măr și păr sau chiar gutui. Trecem la următorul. Mai avem o buruiană. Ia să vedem, asta se poate desprinde așa, fără să mai dau cu clește. Dar cu siguranță aceeași problemă va fi și aici. Nu calusează chiar atât de bine. Vedeți? Aceasta tot în despicătură a fost. Altuirea. Nu mai țin minte exact ce metode am folosit aici. O să vedem acum când dau benzile jos.
scutură și aici. Sper că nu le-am făcut pe toate în despicătură, dar contează că s-au prins. Despicătură, bineînțeles, și ultimul. Dacă au fost toate în despicătură, sigur ăsta. Și ăsta tot în despicătură. Deci toate altele au fost în despicătură. După cum ați văzut, am tăiat din lăstari. Pentru că s-au dezvoltat destul de tare. Ca și la tăierea în verde, urmează să le execut câteva scurtări. Și așa că tai anticipații și ciupesc din vârf la fiecare lăstar. Tai anticipații la cep și ciupesc vârf. Tai anticipații și ciupez vârful. Ce v-am spus ceva mai devreme, le ușurez viața, astfel încât el are timp să caluseze până în iarnă. Am observat acum că mai am un pom căruia nu i-am dat banda. Următorul. Avem 3 lăstari, să-l las pe ultimul, dar las pe ultimul care este cel tăind și anticipații și ciupindu-l la vârf. Aceeași treabă facem și aici. Cel mai dezvoltat e ultimul. Așa că voi lăsa tot ultimul. Nu are anticipați, doar îl ciupesc la vârf. Care e cel mai dezvoltat de aici? Pare că tot ăsta, dar distanța dintre internoduri este foarte mare. Așa că uita, și ăsta este altuit, dar nu s-a dezvoltat. Din cauza că a fost umbrit. Renunț aici, îl ciupesc aici, poate dă. Și n-am cum să dau banda jos, pentru că nu s-a dezvoltat atât de tare și n-are cum să stranguleze. Și aici îl tai la vârf. Ei vor rămâne așa până în primăvară, sau chiar în toamnă, când vor fi scoși și replantați. Este un soi de la vecinul, probabil o să-i dau unul sau doi și lui și o să-mi păstrez, că îmi place soiul de la el, o să-mi păstrez și eu unul, doi, și probabil dacă mai vrea cineva, mai dau și la altcineva. Până data viitoare, vă doresc numai bine!